Autoritățile vor să introducă eticheta Nutri-Score în magazine. Aceasta va fi opțională pentru producători, însă comercianții vor fi obligați să aibă rafturi speciale pentru produsele marcate. Ce înseamnă mai exact eticheta curcubeu și cum ne ajută să alegem exact produsul pe care îl căutăm, ne spune colega mea Lorena Stan. Bun găsit! Nutri-Score permite cumpărătorului să afle compoziția nutritivă a unui produs imediat și evaluează diferite valori nutriționale ale produsului, rezultatul fiind exprimat pe o scară colorată de 5 puncte. Nutri-Score se calculează folosind un algoritm și se raportează întotdeauna la 100 grame sau 100 ml din produs. Se compară conținutul de componente nefavorabile, cum ar fi zahărul, sarea sau caloriile, cu conținutul de componente favorabile, cum ar fi fibrele, proteinele și proporția de fructe sau legume. Ingredientele favorabile se evaluează cu un scor de la 0 la 5. Cu cât este mai mare scorul, cu atât este mai bună evaluarea. Ingredientele nefavorabile se evaluează individual cu un scor de la 0 la 10, după cum urmează. 0 este cea mai bună evaluare, iar 10 este cea mai slabă. Rezultatul calculului se încadrează acum în evaluarea Nutri-Score. Cu cât este mai mic scorul, cu atât produsul este mai sănătos. El va fi marcat cu culoarea verde, iar cu cât valoarea crește, scade și beneficiul produsului, iar culoarea se va schimba până la roșu.